Bun găsit la o nouă ediție Romii pentru România. În emisiunea de astăzi, într-un dialog cu Sorin Aurel Sandu, artistul plastic Marian Petre ne vorbește despre exprimarea culturii și tradițiilor rome prin artă și utilizarea limbajului vizual postmodern. În cea de-a doua parte a emisiunii, la rubrica Romul de 10, vă invităm să-l cunoașteți pe Vladimir Florea, scriitor și activist rom, un creator înzestrat care surprinde societatea contemporană prin creativitate și originalitate. Rămâneți alături de noi. Romii pentru România începe chiar acum. Bun găsit, dragi prieteni, la Cioghes Romale. Există în acest București plin de viață, agitat de multe ori, oaze de liniște. Locuri în care, când intri, te rupi de agitația cotidiană. O astfel de oază este aici, în Bulevardul Pache Protopopescu, la numărul 79. Un loc în care, dincolo de faptul că oamenii evadează din agitația cotidiană, cum spuneam ceva mai devreme, creează. Sunt Sorin Sandu și în cadrul rubricii Romanii Cultura de astăzi vă fac cunoștință cu un om extrem de interesant, un artist plastic, Marian Petre. Va fi o discuție surpriză, veți vedea de ce. Wow, aici este. Auziți liniștea? Parcă ești în altă lume. Realmente ești în altă parte. Cum să nu te îmbie la creație un astfel de loc? Aici este atelierul prietenului nostru, Marian Petre. Să vedem ce face. Ce trăiești, Marian? Ce faci? Nu uite cu treabă. Da? Te-am pus în exercițiul funcțiunii. Da, mai fac așa. Da, dar te-am anunțat că venim. Te-am anunțat că ne așteptam. Da, ai venit mai devreme. Cum ești? Cum merge treaba? Bine, mă simt bine când nu lucrez. Da? E mai nasol când nu faci nimic. Eu recunosc că am mai fost la tine în atelier și mi-a plăcut foarte mult, dar am vrut să și filmăm aici cu tine în locul în care te simți tu cel mai bine și locul care te inspiră, în oaza ta de liniște. Să știi că exact așa spuneam mai devreme, că este o oază de liniște și de creație. Da, e un loc aici. Mi l-am creat așa, ca o baltă a unui singur pește. Frumos! Te oprim un pic din lucru, să avem o mică discuție în care să povestim. Te rog! Ce este foarte bun, Marian, excelent. Ce arome? E secret, nu. Nu, serios, ce arome? Sunt mai multe sau cum? E o rețetă personală? Sau? Da. Bun. Ți-i spun la sfârșit. Foarte bun. Mulțumesc frumos pentru tratație. Uite ce frumos, ce bine ne simțim noi aici. Marian, spuneam în introducere că vom avea o discuție surpriză. Veți vedea dumneavoastră de ce le spuneam prietenilor noștri telespectatori și este momentul să le spunem că vom avea această întâlnire, o vom purta această discuție într-o limbă dragă nouă amândurora, limba romanii. Ești de acord? Da, e frumoasă ideea că se mai vorbește romanii. Că se mai vorbește romanii. Dar să scrifenesc că se mai vorbește romanii. Sibut rom ca e hasar de picin, ca na trăim așcar îl gaje,
place cele mai bute de lumea gagicanez, hai puti ar drum pe încă bistrente mai but la var romane. Tu bistrente la var n-ai problema, si normalul, ta. Sus că pachiați că lei are sente la jante mai dând dumă românesc, mai zbori în românesc? Avea talent de raja. Are zile că nivelul social mai la cio, de căcaisas, pe la revoluția a avut schimparul bilan de societatea, hai nimai ca mente mai sicadun pe căsi cu dolarul un cio de căcaisas, hai din dos nu mă gagicane, sunt pacheam pe scăsi mai opre decât... Nu pacheam pe... Da, aver, da, să aver o urmă. Pacheam pe stasi, ceea ce mă stasi, mai opre? Da, e un mic zic avem pe... O cam te catesi hohaimos, că tu canadezi nu mă gagicane, tu faltu că se-am mașcar îl gage. Hai, nu mai se-am telardean, că are condiția chirii romanii, ha că n-a se-am s-ar gage. Da, mașcar îl gage, se-am romor, s-ar... Da, pe lângă tu... Tu știi că n-a la jazz Maria în tindezi numai romanesc? Ceea ce se pentru că ei mă sas mă în perioada ca n-a se mas mai ceau roro gara mai tarnă, ca ai sas mă gen la geau. S-o sa, n-am dat mande, că mă sas mă în rezultata la ce? La ce oas mă te chiarau școala, geau as că mă chiardem facultate, sas mă gen la geau unde acolo că ai cioren, că ai chiaren as nația marii la geavescă. Hai, controlați că butiu ar drum, nici am auzit să-i cadu mă că se rom, că... Te n-au zis de clos, ar ca năsea în sa, am dat codolele. Sa, că erau partea sa, sa, cu la sa, sa, la sa, am dat sa, ver, am dat sa la fel, n-ai nici diferenția, am așcar tunel. Mai angle, de mărgogi că trebuie să te eliberim, am dat ca dai Parimus când bade să parimus andoghi că se năsând de că maripetus acolo când te godi să năsă zic cingarimos în ce cingarimos maș care cultura gagicania maș care cultura romani avem mesembru janam romane straisele mandor rom hai de cana se mai chauro societate mangia la jau me tabu ma romane pentru că si mangia drago so kerdem hai să so cam chiar atunci so starte nada du ma romane să so te na pirau o romani pe ca ai trainile să rom. Acara nici am, că o zon de butraii meu romanii pe gadava, că am de cultura gagicanică ai traiu. Barileane, duchisai la cultura gagicanei. Dar s-ar de când tutut tireama la gage, că n-ai rom, s-ar de când tutut o artist, o Marian Petre, o rom, o manuș, o rom. Am de arta, am de să asosi cultura, n-ai bu discriminația, sostar că e arta si limbajul că din mod duma universal. Universal. E arta o brâncuș sa opral. O brâncuș sa sprinde în două sau în da, America, ea, europeni, chiar că nici ala se sal și ba, ta e forma ales de expresie sau alte prin ales chime. So, e forma de sculpturală. Arta ales chi sa universal. Care al artiștea mașcar pe este ni discriminiu pe se. Sar meni discriminiu e căsa de Africa sau e căsa de Japonia. Artiștea, pentru că se-am la andă singurul... Poate că nasi probleme politico, ci bai diferi atunci, dar știi el pe se diferenție. Pe mângă, Marian, s-ar rezlean tu andaro romani pe, andaro romano gav, care se stăjească cultura, care e cultura, care e arta. Soske, tu li le-am dui butea purane, o ciolipele caștescu, hai o butică ripele sasrescu, le-alen, hamisar de-alen, tu de-alen nic pașa la ver, hai că de-an arta. Soți rădinea tutut care e arta, Marian, e ceavoro, andaro gav, romano gav, ca te penas, n-aș arăb să arsas o nivelul legodeacole manușengiri, otar, dar dar și te imaginim, Angel, că n-a but baro nivelul, e mentalitatea but barii, but puteri de ei, să ți-e din ea tutut care e arta, care e facultatea, care e universitatea. Adăvăr sub comunitatea romenii, si lângă puchea, lângă tradiția de șala bășel. Mă rog, dat, s-a zis talentul cu desenul, cu pictura, cam lote, geal, te avea la București, hai mă rog, papo, nimu, cleales, în Surisar de ales, Prandesar de ales, ca să nu mai chiar școală. Că nu Prandesar.
Teșu Starbăr. Codeșu Starbăr și Franțarul, da. Cada pranzul a spus atunci. Au venea, pap, da, de mei, cam 7-7 erau la București, o profesor, Ilescu Camlo. Ic romanii godi, tu dat, cam nite jar caringă acta. Da, da. Lescu profesorii pedeas, ca manuș, ca ceau, Sitaia, dar știi te chelu pe manușul. Hai me ajutibile să s-a da știu. Tau puronim clas. Hau puroni că nu si ceau mai baro, hai trebuie te dăr mai ghe varea, că covanța, da, ca e o s-a sfera, s-a strai. Hai, mi da știu te dablesc e școală, domnule, nici hal tu tui grija de lomeghii, mă, hal, nici. Hai, knii mu clap pe profesor Gica la Gerom Boru, papo hai suri sardale mărădades. Mărădat atunci pendeas ca la medii, dar și le-am picherau, picherau școala, măcar mă răceavete avem de mine. Lesar, lesar. Că are bucă tare familia, ca la familia ajutil tu, da, de dei, hai chiar el tu chezea, țo cam este cheres. Pe me ca alte chiar au să strai. Hai te chiar să-mi să strai. Cam este rău tu că e grasta, urdon? Nici, da, s-o cam este lentul că e gras, te-ai urdon? Na, puce, s-o cam este la tu e gras, nimeni, că au te ceapie școală. Hai te ceapie școală. O părit, o dat, ca na, ni cam el te ajutil tu tante puchi, ni da știi să te răzbiți. But te la rând de familie. Hai o morodat, chiar că seama sefta ce are seama, o chedea buchi but, ca aște da știi te are sau ne că mă rog visul, te are sau că are să nu mai tu te încărdea tu, te-ai mai zdinea tu, te-o colabă să mă mai baro, să mă bach. Colabă chiar de cu Gico Liceu. Gico Liceu, în nigă. Că s-a să aver vremurea, chiar las de când m-au dat buchii, mi dei s-a să cere, să hai să pare să chiar el ca dichita ce aveam de școală. Aver nici chiar de deloc, aver chiar de mai țără, hai mai chiar de mai but. Dar tu mai baro, tu te încărdea, te mai lasinea, tu te da, hai de aia ca anacaua, ca mel, hai te... Hai că le tu cames. Me cam lem. Hai cam lem te da de ca aia si mără, mă rog, visul, me cam te chiar facultatea. Păi si pares, da, de ca meni chiar ați facultatea, me rom să amen la vercul ăla, sus te geas tu te mașcară-l gage, mașcară-l străină, păi s-ar trăi sale iaver, trăi o aimă. E, anifa l-a ales nasul, că mai... Mai te zumabete, adică el cana, tu cam ești cea ce masa te jească, arăgă. O lăudile ați pe but manța, că ita mă roceau, chiar de-ați facultate. Hai că de-aia s-a deschis loș andoghi, mândria, s-ar de pe mândria. Mândria, da. Sunt cam multe pe nouă, cam că era discuția lui pe debutea, pe ale filozofia, e filozofia, că ai zis tu, de cam îmi dau ca profilul, Marian, Că-i si a te, că-i de cavle zli că-i juvli, că-i de cavle zli că-o murși, că-i si ande juvli, ande la coroilo, ande la coro andronipe, hai de cav tut, că n-a de cav, ande ca profilul. Gadesi. Tu se ande dau ca, da? Orso artisto, ande sculptura, ande pitura, fără te camel, chere pe portret. Că tar si din eu cu do, haro nigea, n-au? Dar fără te cam ai mai angle, chedem la cu intenția asta, intenționime. Deci de angla, în clel la smanghel portret, dacă aia mea la smanță. Că ai cam neam tute, că te-a mea tu sa. Angla li cam au. Angla li cam au. Dar în clel la scurcuru. Uite că amestu, a mea la stusa. Cana, orde, pende, cana sa, a mea la smanța, chiar am a mea, am de lucrări. Tostu tut. Tu e ca de-asel, am de sa tire butende, că tu tizor, tu ilo, tu energia, tu godi, si andelende, tu sean. Dacă n-a tu cam nean li te si cam vezi tu, te si cam vezi tu profilul fizic. si forma de ca egoism, omstiri, le artistos, că okay, le artistos, că cam el opte, si cam vel pes, cam el opte, vai si e că e drum, ca tu, tu sar manuș, tu transfiguriez le manușes, vas de zle sandare condiția e manușii cani, care e condiția le spiritos te deja n-au. Devlicani. Devlicani. N-ai egoism, si s-a s-o trăi să ando tute, ando cu ando cu gogi, ando cu il. O artistă del s-a s-o sile sanda andră, ando peste ando pe gogi, le manușei. Sau rălumei. O să o artist.
Aveam de teatru, aveam de poezie, aveam de literatură, am de orice, o trail, o obținez niște ducasa, lo șaripet, am de opăghi, au un calele, în calele navri. Am de lucrări, am de pictură, am de orice. Meni da știi te gândiu, s-ar te pename o Picasso. Că mene n-ai mai ales că trai masa, o trai salo, cada s-ar trai la salo. Dacă era originalul e că manușesc, sosile zles, ori hace arimat ales, că sosile zles am de peste. Peste, am de lăsco ghi, cu doia de la navri. Hai me, artiștia, s-ar te plângage dărui, den, fără bitera avele în interesul. Si aver butii originalul ca adică luatute, tu crezi butii lile caște sa, lile sa stresa, hai hamisarezle. Crezi să-mi dar dui materie ca faptul că n-ai le nici butii ca vrea sa, e si, calitatea ca si le sa stres, caracteristică, aver caracteristică le caștes, tu le ale, tu de ale în ande hai că de ale armonia. Ba. Rom kerenas buki an de materialo tradicional ko da penelenge. A kana kelo pe sculptura ando plastico, kelo pe sculptura ando lasero, ando orsust. E se lașa da penelenge. Da, rom pure i pa kanara mi pershenge. Kerenas buki ando sastri de kana kelo nas de sast signora. Hai pale rom ka kerenas buki ando kasht. Deci ca de la sa buchea ca e chiar un aspect, am de ori s-o chiar. Ando orso vine... Să trebuie la zi da, hai. Ca de la lemle că traisea de mașca lende. Me cam e... Pe cam am stăt chiar o buchea de... Mergea, n-am dat verde aici. Tani, dar și te-am gândat nici pandela spes mandar. Hai, rodinente chiar de panda ca de-al dui materiala tradițională, hai te dau un mesaj. E sculptura trebuie la tăia la un mesaj. O mesaj umorosi s-o traisale mea, s-o traisale mărâdei, mărudat, mărupapă, hai să s-o separa micea ca și nouă de nădal pure, da mărâdei s-a s-a îndouă bugul, ca e mărăpapă, s-a da. Duc cu doia, până la zi mânghe îl pure, hai ca de la ceablen andă mără buchea andă lucrări cât. S-o s-ar că si mai cea ce cana penes, ki buchi chiri, ki duc chiri, si mai realul, mai cea mai ceea ce mă o să am de lucrat. Ca la cam este penesa verde aici, ca n-ai tu, n-ai să-mi fac invenția, da, n-ai la... N-ai la zor, n-ai la nilor, n-ai la spiritul. N-ai la sufletul, va, va. Dar pe neamă că ceea ce este, dai s-a zbicialdean de Transnistria, le Purența, da? Mărdei, el e că dui bărși de România, în de Transnistria, hai că ștar bărși boldinele... S-a zis, dui bărși ca în Agheli. Ai but, am dat la ce neamuri, mulesc, tot fel, da. Ai o del în chiar de la ta... Ai mai anelas pe scă godeate, s-o s-a, s-o te, s-a, da, s-a, 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 traila să-l ducă acolo la, s-o mai penează la chidei, sarhana, mas, mulenghe, ca știi, te da știm, te traim. Ce ce este? Da, va, că s-a spares. E, a me, ca dal cola, ca dal paramicea, ce avem în de mără lucră. S-o da știu, te hacherai mea de care treabă. Pa chiar că gileam preiec subiectul, că ai zis tu că but pașele ele, dar că dicav emoția vrătute, Maria. Si vi sosi familia în rom, în chiar în butche familie. Că familia si comunitate. Amene că romnii divorțim pe ușurul, ni muchem pe să romnea ușurul, ca da. Si tu ștar ce ave, pan ce ave, fta ce ave, barare de sar, dar știți acare. Ni muchem. Acă n-am mai neo, muchem pe mai ușor. Mai parut de lupă. Da, mergea n-au că mărâdei, mă rog, papo, canalile pe scadea, purile, gică, ohtovar, deși ai ștar băr. Dar, da, știm te penau că sunt artistă rom, că îl buchea mărăsii romane. Ce acces? N-ai abstractul, n-ai spaniolul, că n-ai masarte, hai că obsar să ne spune. Dar știm te penau că sunt artistă rom, s-ar eu brâncuș, s-ar artistul gajo, evi francezo, evi romano, ta mai engle, că din ala universal. Mea, că n-a semn rom. Tu, că n-a semn rom, artistul rom. Da.
La. Hai, ce ai luat tu, ca poziția, ca ai simțit artistul? Ca anima, aveau internațional. Păi mă, că erau cu paranteza, că fiind Andaru Brâncuș, și n-am făcut de discuția, că ai stat să mă îndecdată, că n-am luat tu-te, păi n-am făcut că o Brâncuș s-a srom, ce aces? Si ce aces? Ne, că n-aș fi te mai interesat de ca ideea anglală de camera. Ma, ita, pe laptul meu e ce aces sau o răie, s-o fiu de mine, Sima Kamal Mircea Lăcătuș, care trăi la de America, că e cu doua trăiseală de Austria, pe de-a mai gândau Andă Burcă, dar nu mai o, via ver, că o te ca e trăiseală o Brâncuș, si pai, hai si but rudarea calendar. Pentru că s-a sromo, Andă Parisul trăiseală romneasă, Andă Polonia Falman, Iau Sărbușulă, s-a artista, au cozon drum avena să ca Gilabela să Maria Tănase la ce la codal la chidei să florerează ca bichina luge le Maria Tănase Maria Tănase mai au o pande la spesbut ca dal manușenar ca i să de prinde animos de partea romanii o prinde la zbut romani vigagen ta obsas panglo but le hai si cabela de hack sa zrom mai ca sa si penelas ni penelas ca fi o fi penela de ghe ca da ta ni ara cadile se lila de penelas ade ando sensu ca da Maria tu sean li profesori sean ando contactul le terne godeasa le so peneno terni o to terni mata ca so peneno chave sar li ca nuone lumea ca i jivasa mea ca na Andaman de și că barou avantaj de pe nou, dacă chiar am buchea de învățământ. Îl ținură, îl hurdură, și but creativ. Să ai existența lângă un placiul de te inventin, te creion, ai pe care adicau, mă but eu ar buchea ca chiar avlen, lilem le gleda. Ce ce? Au foarte camen, da. Îl buchea cu la casi, lilem le catără măzgălitura racloresc. Că e măzgălirea de pixusa, hai mă deam în ideea te chiar sculptura. Te crezi sculptura ca dea? Va. Ce ce? Deci vei ce ori demle, dar e vezi ca avlen să te chiarem, ta vii me ce ori avlen, dar. E conexiunea că de-aia, o contactul că de-aia cu le creația asta, m-am dezvoltit, m-am but. Adică chiar mă mergoghi adă pirima. S-o planul este tot, s-o crezi butia că n-a, hai s-o carin, ca ai jalo Marian Petre, ca o să eu avind o proiectul că ai situt ando șeroa că n-a. Mi-am dat proiecturea ni des duma. Ni da duma si. Că hasarem prin vrajă. Dar s-o da știi pe penal că nici am stat de penal mulțumime stat penal pe romană, că bistlai bistarde. Ni da mulțumirea sea s-o cherau. S-o cherdem geacana, placeam, am docu doua momentul, ha palac cion, dui palac băr și nimai place mă. O artistă trebuie te neaveles mulțumirea, te se bea ceaf două, continuu. Va, hai, ca arezlem că super, mega arta, nimai trebuie, mate mai chiar acasă. E nemulțumirea de artistoschi, chiar ele este mai creativ. Dar acel, ia verbul chiar, hai, nici data ne oprim că modelul sau că oricana rodaptera ca aver manifestări de arta. Tu crezi butivi ando bar, na? Până anul că crezi culturi ando bar. Se m-a sandec tabăra ca na acțion de singur cu voluntari, tabăra de... Prima caia se că e schița care credem la hotel. Că te-am sculptura barii, am dacă de-aia, pe la că dau profilul. Va, 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 metru hai de aici, hai cu soclu și metru hai paș. Aha. Cu se. Tabăra asta s-a înda buchea de vlicane. S-a lucrări, s-a sculpturi, s-a buchea sculptura. Că din aia un muzeu am de canghiri, am de catedrala, am de voluntari. Si singura muzeu Cangirea. Cangireaco. Cangirea, ca ciorpe si buchea Cangirea, catară Cangirea, sfeși nici purane. Specific ale Cangireaco, că ai vii arta. Hai chiar din ele, ai vii arta. S-a pus specific o dedicare. Subiectul s-a de credința, ca de-aia ortodox. Hai mei, pentru că patim le Sfântul Petru.
adică chiar de mandat de felul uman, Andu Traimos de Sfântul Petru, care s-a sacrificat. Trușile Ardole, Șeresatele. Da. Dem la nățăra senso vilaico, adică ors umanul și da știlte te trai pe drama, pirite, pirai pe trușul, s-ar piradea eu Visusov, eu Sfântul Petru, ai suferit sardean de de pe credința, dar andem la universalul, nici andem la pur ortodoxul, pur religiosul. Bareardean la că e semnificația, Bucleardean e semnificația omandă. Andem la mai care religios. Adăucați o rolă, Tiro, adăucați, de crestut că rindu-i aver de aici, de s-ar sculptura, de s-ar butica-i Cărezlan, de crestu-i asut andaver profesia? Andaver profesia. Nu e da și asta, că era orso profesia. De care se va și au ruru, de la boas cu acordion. Hai, farma la sul, că nici de ma. Când ați ma, că era bare, palată, castele. Că ați mă vei mai bun. Da, 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 de la deama în caringhiar. Ai, nu mai janez hanci cu avion, cu avion, cu acordionul? Mai janez mai... Da, ta hanță. Si tu de acordionul? Să sunt noroc, Ghila Baos. Atiando atelierii n-ai tu de acordeon. La ce să te crezi să mă gândi? Poate, a vrea dacă n-am mai avasat, tu te leni o acordeon. Nu, că nu mai gelat pe Ghila Baos. Dar Ghila Baos, m-a rodat ca mea la scadea ori acordeonistă, te chiar doma, ori pictori. Pictori. Ai, be, ca la Țirdem, care e sculptura, pictura, bucla marote. Ce barvalear de la mea. Ca la falvalasul. Dar adică, să ai forma arta, chisa, de coaga, de muzică așa asta. Dar pe n-au aver profesia. Te avi lui ca avocato, e doctori, e mai n-au aver. Nici da știi te da mărsa. Da, da, să iei puțin pe canale. Poate chiar au la mediocru. E buchica la chiar la Dragosa, hai, aveți, hai, Ceresc, fără nic interesul, cu de-aia înclel buchii de vlicani. Parodeam în perspectiva, că n-am te dicat să ne savea, dar buchia că e cărdeal în tu, Marian, butica șteschi, am de cașteste, susția că te caști, hai sirma, să afli că ai pus avel tot, să si panglile holocaust ăsta era de ca... Ca de-aia lucrarea până la că holocaust. Și pangliile manușănără ca în sârde bare ducă andu războiul. Hai, sârma că de-aia și sare izolația, că izoliile manușăs, că în chiar ele panglu andu peste, andu pe el. Marian, crezi butii andu caști, andu sastri? Acă n-a asta de-aia tu te crezi lile și îngânța? Rom chiar azi, buchia de-a șugat. În ca anglea chiar de-a lăsat de șugat. De-a șugat, da. E ca des eu la sulibos de tehnologia. S-a sosit tehnologia nevi, inteligența artificială, computere, de la silevi partea jungalii nasul. Hai ne credem că zeu de nasul imas cu de tehnologia. Penele că s-ar penema din ori. Chimerotronic. Tu dices că de la neve butie, neve tehnologia, inteligența artificială, inteligența, dicăzi s-ar butea ca e keren canilimata, ca e butea bila ce? Na numai. Chere but mișto, dar chere vi bun nasul. Ca na dicasa mi că energia nucleară, ca da știte chere mișto, dar da știe chelte chere but nasul, sau chere din ale arma nucleară, arma atomică, chere vi nasul. Si palei godi ca e vastearelan, ca e chere la manevrilan, ca ne godi si la ce? Dar sunt la buchea șucar ca te cade. Marian, sau re buchea si șucar, numai că o... Si le aver mesaj, dar si but interesant. Mi-e pa chiar câte but te aveți Igmanuș calmul, but calmul, te da știi că res, ca de ales sirmența, andar sirmende, li s-ar si codoia butica pe nea, că ne-am pică inspirația ca tălor cea oraclu, că ai care lasă citripele pre patrie. Dar mă vezi, i s-ar terapia ca de aia. Si s-ar terapia. Ne ca e beșaua e chiravlen, hai pandavlen ca de aia, mă înghe chiar mă înghe mișto. E ca de aia butii, de cavlan că si i-am de caștește, hai i-am de sastrieste, si s-a codoa mesajul. S-a mesajul, e formă, s-a de materialul diferime. Da. Poate, ciutăm o anau Eva. Eva. Că și
sosiv feminino, sosiv giuvlicano, șucarimos de de giuvlaco, ande se sosiv naționimos sapa, da, sosiv jungale. Esența le juvleac, eu și care e pe fie sau hai chiar să o camel. Tu pune să amângă s-ar gândi să erdean tu, butica na cărdean, da? So, ande s-o place-o du-te că răs mai but butii. Ando sastri, ando caști, ando cocalo, ando bar, ca-i ții de tot mai but? Oar să iei provocația te da știi lezlen, te hamisarezlen, mai te crezi lian de ei, lian de aver? Mă da știi de chiar oandă să ai, că fi ma buchea în bar, fi ma via într-o caștă, dar mai pașa mai bun la cel mai rând sastri în o caștă. În o caștă. Ca de la doi materiala pandel pe mai șucar tot, da. Mai șucar. Tai pe nu angă o citrimata, că de la desenia, că e de cable la cate pre prozido mai căresa, ca de la cadala si mai purane, da? Si mai purane, cara n-ai mă să te chereau, mai chereau poc de senul. Dar mai but panda mai că scriptura. Scriptura. Da. Ca te e cam te chereau demonstrația că geara te deseni. Ca nici. Și ca... Vladimir Florea s-a născut pe 16 mai 1973 în București. A copilărit la bunici, în satul Dimieni, din județul Ilfov, unde și-a făcut numeroși prieteni. Este absolvent al Colegiului Tehnic Mecanic Grivița și al Facultății de Relații Internaționale și Administrație din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Ulterior a absolvit cursurile școlii post-liceale sanitare Fundeni în 2020. De atunci, ocupă și postul de asistent medical radiolog într-una din secțiile Spitalului Foișor și la secția de imagistică medicală a Fundației Dr. Victor Babeș, dar și la un cabinet stomatologic din orașul Otopeni. Am tot orbecăit, ca să zic așa, până la vârsta mea de 51 de ani, în diferite joburi, meserii, ca să zic așa, și dacă stau să le înșir, cred că... Nu, ar fi interesant să spuneți măcar câteva dintre ele, până v-ați găsit drumul, pentru că încă sunteți în punctul de căutare în momentul acesta, nu? Exact, da, da, da. Păi am fost conducător autoprofesionist. Am lucrat pe camion de 7,5 toni. Am fost lăcătuș mecanic. Mecanic utilaj construcții pe buldozer. Paznic. Am lucrat gestionar la blocul alimentar, la o firmă de pe lângă aeroportul Otopeni. În cele din urmă, după atâtea plimbări din job în job, mi-am găsit vocația, una din vocații. Asta este, asistent de radiologie. Am copilărit cu el. Am copilărit în satul Dimieni, care acum nu mai este. A fost demolat pe timpul lui Ceaușescu. Ne cunoaștem de mici. În Ilfov, da? În Ilfov, Dimieni. Un pic mai în față de Tunari. Este un fel de sătuc al orașului Tunari. Bunicii noștri acolo au fost și noi veneam în vacanțe la ei. Noi culegeam porumb, noi mergeam pe câmp. De acolo ne știm, din copilărie. Prin ce se remarca? Oh, în primul rând, el lua inițiative. Unde mergeam, ce să facem, era, cum să zice, implicat în, până și în jocurile copilăriei. Era acolo. Era foarte activ, foarte în mișcare, tot timpul era acolo. Ați fi putut să intuiți la momentul acela către ce tip de carieră se va îndrepta? Atunci ne gândeam cum erau visurile copilăriei. Toată lumea vrea să devină fotbalist, pentru că lui, noi de fapt acasă, noi cu prietenii, îi spunem lăcătuși. Juca fotbal,
Deci, adică înțeleg că Marius Lăcătuș era idolul dânsului. Da, și avea felul ăsta, cum se jucau copiii în curtea școlii. Deci lui asta este porecla. Eu, de fapt, așa îi spun Lăcătuș. Dacă porecla din copilărie a lui Vladimir Florea era Lăcătuș, puțini au fost cei care au putut intui către ce domeniu avea să se îndrepte mai târziu. Spuneți-mi, vă rog, orice tată este mândru Absolut. De copilul lui. Dar în cazul nostru, chiar sunt motive reale să vă bucurați pentru el. În primul rând, pentru băiatul meu, care este și radiolog, și teolog, și scriitor, și de băiatul lui, care la rândul lui este medic, un medic foarte bun, și soția lui este asistentă, și mă mândresc de copiii mei că sunt bine și am toate motivele pentru copiii mei să fiu mândru de ei. Pe lângă activitatea din domeniul medical, Vladimir Florea este și student în anul al doilea la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, la specializarea asistență socială. Mai exact la examenul de teologie, la când am intrat, m-au întrebat, de ce ați ales să faceți teologie asistență socială? Și m-am gândit, e logic că vreau să ajut, dar nu ăsta a fost răspunsul meu. Am ajuns să cerșesc mulțumescul de la oameni. Îmi place atât de mult, în momentul când ajut și după, oamenii îmi mulțumesc și mă simt extraordinar de bine. Fiind în businessul de servicii medicale, personalul este partea centrală a activității noastre, motiv pentru care ne axăm foarte mult pe pregătirea și pe continua instruire a colegilor noștri. Vladimir este în echipa noastră de mai bine de 4 ani de zile. Încă de la început, de când din primele discuții cu dânsul, a fost foarte clar pentru mine că va fi o persoană de bază în cadrul departamentului pe care îl coordonez și într-adevăr, prima impresie nu a făcut decât să fie din ce în ce mai întărită de acțiunile dânsului. Este un om foarte profesionist, știe exact cum să abordeze fiecare pacient în parte și ne asigură în cadrul departamentului confortul că atunci când îl știm pe tură, acea tură este în siguranță și pacienții vor fi bine tratați pe tot parcursul prezenței lor în cadrul centrului. Nu e întâmplător drumul pe care l-ați parcurs până a ajunge astăzi asistent medical și a vă dori mai mult, pentru că despre asta e vorba, nu sunteți doar un simplu asistent medical, sunteți și un scriitor și vă pregătiți și să deveniți teolog sau asistent social. Și exact acesta era punctul de plecare, faptul că e foarte important aproapele pentru noastră și sunteți un om empatic, cum spunea și o colegă de-a dumneavoastră. Exact. Cel mai important este să ai conexiunea, cum am mai spus, și apropierea, să simt omul, bine, nu exagerat, dar sunt niște protocoale, sunt niște reguli care trebuie să le respecti ca asistent de medical, de orice fel, nu contează. Dar un cuvânt în care mie mi-a plăcut foarte mult și chiar de curând am făcut un eseu la Facultatea de Teologie, trebuie să ai vocație. Dacă nu ai vocație, nu merge. Și nu stăm să traducem ce înseamnă termenul de vocație, că mai toată lumea îl știe. Adică trebuie să simți. Dacă nu simți lucrul pe care îl faci, eu asta am făcut toată viața mea. De acolo de unde nu am simțit, am plecat. Indiferent câți bani am avut. Pentru că au fost bani. Am avut oferte de a merge pe tir în afară, țării, pe bani frumoși, buni. Nu. Până nu mi-am găsit vocația, până nu am simțit, așa mi-am educat și copilul. Identic. Atunci nu înțelegeam cât de constructivă era prezența mea în viața lui. Eram copii, eram simpli, eram fără probleme multe. Era o viață rurală a otopeniului de atunci și nu aveam zbaterile orașului. Vă puteți imagina un peisaj rustic. Rustic, pentru că noi eram ultimele case de pe strada Griviței. Eram înconjurați de natură. Câte jocuri puteam inventa
în teritoriile alea care noi vedeam nemărginite. Și îmi amintesc că seara discutam, nu mai țin minte subiectele, dar știu că erau seri de vară în care nu ne opream din discuții. Mi se păreau nouă că sunt foarte filozofice și că atingem necunoscutele lumii. El a spus că a fost marcat de discuțiile alea. Eu atunci le luam ca ceva plăcut, ceva în care ne pierdeam, interesant, timp simplu, timp petrecut simplu. Am vorbit despre cariera medicală a lui Vladimir Florea, despre faptul că este un om bun și un creștin practicant, că este student la teologie, dar nu am deschis până la acest moment discuția despre una dintre cele mai importante realizări ale sale, scrisul. Pasiunea scrisului a venit tot din lectură, tot din citit, tot de a ține fizic cartea în mână. Începând de la cititul din copilărie, cartea La Leoa Neagră, cartea care m-a marcat, Adio Ringo, recomandată de prietena mea din copilărie, Lucia. Și nu în ultimul rând, ulterior, spre adolescență și maturitate, mentorii mei deținuții din închisorile comuniste, cartea scrisă de către Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, printre altele, cele 13 volume scrise de Sven Hassel, soldatul german din armata germană înrolat, care a luptat în al doilea război mondial. Dacă acei oameni în acele condiții au putut să supraviețuiască, nu oricum, cu ajutorul lui Dumnezeu, da? În care au făcut conexiunea, cum îmi place mie să spun, nu numai pe orizontală, și pe verticală, pentru că este foarte important, da, să ne conexăm și să ne conectăm în comuniune și cu Dumnezeu, că altfel nu se poate. Regăsire în ceruri este cartea de debut a lui Vladimir Florea și am ales să ascultăm un punct de vedere autorizat cu privire la acest volum de proză. Mai degrabă cred că aș opta pentru varianta unei novele extinse, care îmbracă atât nuanțe ale ficțiunii realiste, cât și reprezintă cronologia personalității unui actor principal, respectiv Dumitru, personajul principal al romanului Regăsire în ceruri al domnului Vladimir Florea. Dar acest roman merge foarte introspectiv în elemente care țin de cultură, de psihologie, de sociologie, de morală. E un roman care are vădite elemente de filon creștin în întreaga sa structură, dacă urmărim. Și ceea ce vreau să spun că m-a impresionat cel mai mult acest roman este faptul că nu ai cum să intuiești ceea ce va urma la capitolul următor. Și asta este unul din marile lucruri pe care trebuie să le găsești atunci când analizezi opera unui scriitor. Fie un scriitor, să zicem, aflat la apogeul carierei, fie un scriitor debutant, așa cum este domnul Florea, care vreau să zic că a debutat cu real succes. Eu personal, citind romanul domniei sale, nu puteam să intuiesc ceea ce va urma la pagina următoare. Și am văzut foarte bine cât de bine s-a încadrat într-o chestiune care ține mult în literatura contemporană, evadarea din real în ficțional, înapoi întoarcerea din ficțional în lumea reală, elementul cronologic istoric foarte bine accentuat, dar în același timp și elementul care transcede dincolo de spațiu și de timp, elementul, să spunem, metafizic al unei opere literare care este iarăși foarte important, mai ales din perspectiva contemporană a literaturii. A reușit să sintetizeze în nu foarte multe pagini foarte multe trăiri, foarte multe simțăminte. Scriitorul a dat dovadă de sensibilitate, a dat dovadă de un spirit fin analitic, a dat dovadă de un caracter care recunoaște foarte bine semnele și le urmează în ceea ce reprezintă, să zicem, desfășurarea acțiunii literare. Spuneți-ne, în linii mari, cum decurge o zi obișnuită de lucru? Trezirea este la 5:15. La ora 7 trebuie să mă prezint la lucru, indiferent că este aici sau în partea cealaltă. La ora 7 se începe programul. Aveți 3 joburi în momentul ăsta. Da, 3 joburi. Ies de la ora 1 de la Spitalul Foișor, vin la ora 1 aici, în Victor Babeș, la fundație, de luni până vineri, de dimineața până seara.
sâmbăta, de cele mai toate sâmbetele lucrez la cabinetul dentar din Otopeni și duminică dimineața sunt dascăl. Merg la slujba de dimineață. În fiecare duminică? Aproape în fiecare duminică. La liturghie? La liturghie, exact. Am liber doar sâmbăta după amiaza și duminică după amiază. Cum faceți să ajungeți și la teologie, să ajungeți și la cursuri? Recunosc, lipsesc dintr-o parte, adică de undeva trebuie să lipsesc când merg fizic. Dar de după pandemie avem varianta online și mi-este mult mai ușor. Și probabil că și datorită vârstei mi se îngăduie un pic, sunt părinți preoți așa cum... Care înțeleg situația bine. Înțeleg situația foarte bine, da. Și mai rămâne un aspect, probabil nopțile sau o parte din noapte, o sacrificați ca să scrieți. Da, nu pot să scriu și n-am scris decât cu muzică și noapte, atât. Am încercat ziua, am încercat... Nu mi-a ieșit. Deci după o zi din asta extrem de agitată și complexă, pentru că aveți niște servicii foarte, foarte, zic eu, epuizante, ajungeți acasă și modul dumneavoastră de a vă liniști și este să ascultați muzică și să scrieți. La căști, să nu deranjezi familia. Da, la căști, muzică, sau studiez, sau scriu. Dar în cea mai mare parte, cartea pe care am scris-o, muzică și noapte. L-am întâlnit întâmplător, cumva tot mergeam la într-un magazin de bricolaj și el era la raionul respectiv și o dată, de două ori, am intrat în vorbă, am observat că e pasionat de filme și la un moment dat mi-a zis, ții minte și acum am o idee de un film foarte bun. Și zic, bun, și despre ce vorba? Eu sunt curios și sunt producător de film și mi-a zis despre... punind așa, holocaustul romilor, de fapt, progromul romilor. Și mi s-a părut interesant. Deja, pentru că e destul de rar această temă în cinematografie, în general, știi, cel mai des vedem holocaustul evreilor, ce s-a întâmplat cu ei, foarte puțin despre romi. Acum, legat de deturnare, mie mi s-a părut firesc, cumva, să aibă un parcurs așa organic, adică să fie un roman, pentru că era scris cumva într-o formă de roman și am zis că e mai bine să-l publice, după care următoarea etapă, cumva, să găsim un context în care el să devină scenariu. Pentru că e o poveste care necesită foarte multe resurse și e bine să fie făcută cu grijă și la timpul ei. Am încercat astăzi să surprindem o zi din viața unui om care a reușit în numeroase domenii. În mijlocul tuturor activităților lui Vladimir Florea se află dragostea pentru semeni. Chiar dacă pare imposibil de realizat un portret complet, sperăm că am reușit prin vocea prietenilor, a tatălui și a profesioniștilor să surprindem câte ceva din viața scriitorului, a asistentului medical, a studentului la teologie și asistență socială, a cântărețului în strană și, nu în ultimul rând, a omului Vladimir Florea. Ora.